Doamnelor și domnilor, voluntariatul la Vatra Dornei nu a început uh, cu Vatra Dornei uh, tineret. Uh, putem aminti aici uh, Crucea Roșie, Salvamont, Vatra Dornei și, de ce nu, chiar și Orion Media, prin acțiunile uh, la care noi am participat sau pe care le-am uh, demarat. Uh, însă, vedete, este o mișcare din ce în ce mai pregnantă pentru mica noastră comunitate, o, o, un grup de, de, de tineri care uh, produce, știu eu, le produce unora uh, invidie, iar altora admirație. Eu nu mă uh, fac parte din cea din urmă categorie al oamenilor care îi admiră pe acești uh, tineri. Uh, Cristi, uh, domnule Cristi Huțan, cu dumneavoastră mai vorbit despre unele acțiuni. Noastră încă sunteți președintele acestei asociații de, de, de tineret. M-aș gândi să, dau, să le dau totuși cuvântul tinerilor, Andrei, Ralucăi, lui Vlad, să vedem de ce, ce anume i-a motivat pe ei să facă parte din Vatra Dornei Tineret, din acest VDT care se află în atenția opiniei uh, publice de ceva vreme și cam care ar fi uh, perspectivele. Pentru că, din ce am înțeles, doriți să deveniți un ONG în uh, adevăratul sens al uh, cuvântului. Încep cu tine, Andreea, deoarece tu ești și vicepreședintele VDT. Uh, da, în primul rând vreau să spun că principalul motiv care ne-a unit pe toți să devenim un grup a fost cazul lui Adelin. Însă, lucrul pe care îl avem toți în comun, într-adevăr, a fost faptul că iubim toți să facem voluntariat. Și atunci am găsit o metodă prin care să ne ajutăm unii pe alții, să ajutăm pe alții. Și asta a fost principalul scop al grupului. Însă motivul pentru care vrem să devenim acum ONG este pentru că putem accesa mult mai multe fonduri ca să continuăm tot ceea ce am început și putem să continuăm chiar după ce plecăm unii dintre noi la facultăți, deoarece majoritatea suntem la liceu. Uh, în momentul de față, asociația numără, a ajuns undeva la 50-60 de tineri? Da, sunt aproximativ 50 de tineri care fac parte atât din liceu cât și de la școlile generale. Deci liceul teoretic în Luca și școlile generale da. din oraș. Da. Există grupul împărțit în două părți, VTD juniori și VTD seniori. Cei juniori se ocupă în principal cu cazurile de copii, familii care nu-și permit chiar tot ce au nevoie, iar vedete Senior se ocupă de proiecte mai mari, cum ar fi în cazul de față maternitate extinderea maternității. Da, o să intrăm în detalii și cu acest, această uh, campanie de strângere de fonduri, de strângere de fonduri pentru maternitatea Vatra Dornei, dar nu înainte ca Luca și Vlad să ne spună care a fost uh, care a fost motivul pentru care ei s-au implicat în uh, VDT. Eu personal am avut uh, același motiv ca Andreea, datorită faptului că am vrut să ajut și în același timp să fac parte și dintr-o dintr comunitate. Uh, eu spun că acesta este motivul aproximativ al tuturor persoanelor care int au intrat în grupul VDT. Deci, cazul Adelin, un caz foarte mediatizat, dar un caz pentru care au luptat foarte mulți. Din păcate, fără. Uh, știu eu un rezultat pozitiv, dar se simțea nevoia de voluntariat la Vatra Dornei? Eu zic că da, deoarece în zonă, chiar dacă nu sunt foarte cunoscute, există multe cazuri sociale care probabil ar avea nevoie de ajutor și nu cred că s-ar ocupa nimeni de ele în afară de noi. Vlad, care a fost începutul pentru tine? La fel, tot cu cazul lui Adelin. Dar de asemenea aș vrea să le mulțumesc Ștefaniei Matei și Mariei Bârgăoanu pentru că ele au fost unele dintre persoanele care au avut inițiativa pentru a începe acest caz. Am făcut acea excursie pe Giumalău și apoi am zis că de ce să nu continuăm, de ce să nu facem mai multe și am continuat să căutăm cazuri sociale, să promovăm, să donăm, depinde. Multe dintre campanii s-au axat pe aceste cazuri sociale de strângere de alimente în special sau haine, nu? Da, noi am făcut un anunț pe Facebook și de, pe care membrii grupului l-au distribuit mai departe și s-au strâns, strâns foarte multe haine, alimente, haine am primit chiar și din țări străine. Uh, Uzind câteva persoane care au fost în Vatra Dornei, apoi s-au mutat, au auzit de ceea ce facem noi, ne-au trimis bani prin intermediul părinților lor și am reușit să plătim uh, masa câtorva copii la restaurant. Uh, și cu alimentele vrem să mulțumim în special unei profesoare uh, Andreea Iuliana, care ne-a ajutat la, la un momentul respectiv foarte mult. Și eu spun că comunitatea a făcut totul. Adică... Câți au plecat la început la, la, la drum și dacă toți au fost din liceu Ion Luca? Da, fetele au făcut afiș, eu pe atunci nu, pot să spun că nu eram un puternic colaborator, abia după excursie am început și știu că s-a făcut promovare intensă în liceu, afiș în fiecare clasă, au umblat și au înscris pe listă doritor pentru jumalău, și apoi am avut atunci în excursie, știu că a fost un număr foarte mare, 40 ceva de persoane, deci cât capacitatea cabanei și de acolo s-a continuat. O parte au mai colaborat, au venit apoi alții care au regretat, au zis că na, ne pare rău, am vrea să venim și noi de acum și am tot strâns treptat mai mulți membri. Au fost și unii care au renunțat? Nu pot să zic chiar că au renunțat, pentru că au continuat să ne ajute nu au mai venit poate unii în excursii, dar când a fost vorba de activități în oraș, toți s-au implicat, toți au făcut câte ceva, au fost dispus să uh, lupte pentru cauza noastră. Da, să vedem uh, în cazul domnului Cristi Huțan, tu ei ai găsit pe ei sau ei te-au găsit uh, pe tine? Nu, ei m-au găsit pe mine. Ștefi cu Maria eram prieteni, au venit la cafenea, vorbeam și pe urmă mi s-a spus hai să facem o excursie pentru Adelin hai să eu vă ajut cu partea de ce putem noi de la Salvamont vă ajutăm și continuăm deci practic asta a fost prima acțiune da. uh, o acțiune de strângere de fonduri pentru Adelin prin cea excursie acum poate nu mai contează câți bani s-au strâns, strâns atunci dar a fost uh, momentul de depornire de a VDT-ului. Da, acest lucru ne-a unit foarte mult Și Când eram și eu copil Am avut și noi un grup, tot Vedete s-a numit Și tot așa, ne-am ajutat copii Nu știu ce, eram mai puțin Cunoscuți pe vremea aceea Dar le-am oferit și lor Ideea aceasta, le-am spus că Uitați ce făceam înainte, a zis continuăm și noi Și au fost de acord da, uh, poate că nu foarte mult știu că voi repetați aceste excursii pe, pe munte și ați cam stat în preajma băieților de la Salvamont. Adică și Cristi este, face parte din Salvamont, Vatra Dornei, domnul Petric Ariciuc a vorbit foarte frumos la, la adresa voastră. Adică în, cumva îmbinat și iubirea, voluntariatul și pasiunea pentru unii dintre voi deja o pasiune pentru, pentru munte. Andreea, tu ai fost în aceste excursii sau urmează să mergi? Da, am fost în mare parte din excursiile pe care le-au făcut. Îmi pare rău să spun că n-am reușit să ajung în toate, însă mi-a dezvoltat o oarecare pasiune pentru munte pe care nu pot să spun că o aveam înainte. În cazul tău, Raluca, se pare că tu ești deja un om al muntelui. Eu cu siguranță am fost și înainte și voi, sunt și acum și voi fi și în continuare. Uh, spuneam că Adelin v-a unit. Momentul cred că a fost destul de cumplit, nu numai pentru întreaga comunitate, dar și în special pentru voi, pentru că Adelin a putut să lupte până într-un punct, inclusiv cu ajutorul vostru. A fost un moment delicat pentru, pentru toată lumea. Cum ați privit voi lucrurile și dacă acest lucru v-a ambiționat să luați din timp și poate cu o mai mare anvergură? Andreea? Când cazul lui Adelin s-a terminat practic, am realizat că noi am făcut o diferență pentru el, cel puțin viața pe care o, o mai avea, i-am făcut-o mai ușoară și da, ne-am făcut să realizăm că poate sunt anumite lucruri care trebuie luate mai din timp ca să facem o oarecare diferență care să merite, deși personal, am fost mai mult decât mulțumită cu ce am făcut pentru el, însă s-ar fi putut face și mai mult și pentru asta îmi pare rău. Uh, cum a fost în cazul vostru? V-a ambiționat și, și mai tare? Adică poate chiar uh, o campanie de, așa cum am avut noi cei de la Orion, cu domnul Petric Ariciuc, cu doamna doctor uh, Boca, pentru că și în momentul de față vedem, auzim cazuri de oameni tineri care au fost mușcați de căpușe, care au în momentul de față boala Lyme și o boală de care poate nu au ziseră sau poate că nu au luat-o în serios. Încercăm la modul acesta de conștientizare, pentru că e nobil ceea ce faceți voi. Strângeți alimente, strângeți hăinuțe pentru oamenii săraci sau bani pentru ca unii copii să Ia masa la un restaurant, dar aveți și acest tip de campanie în, în, în vizor, și anume de, de a educa, de a informa? Momentan, până acum, până în momentul de față, nu ne-am gândit, cred că, la informarea celorlalte persoane despre această boală. În schimb, cazul lui Adelina ar trebui să ne dea de gândi puțin, deoarece există mult pericol în jur și Bine. nu ne dăm seama. Vlad, avem același tip cu toți, indiferent că e vorba de căpușe, indiferent că e vorba de accidente de mașină, indiferent că e vorba de următoarea temă pe care eu voi aduce la Casa de Cultură pentru voi cei de la Ion Luca și nu numai, pentru că vor veni și copii de la școlile generale, și anume despre traficul de persoane. Tema e una cu un mesaj destul de. Durs, să sperăm că îi va trezi pe mulți, victima ai putea fi tu. Adică e această senzație că mie nu mi se poate întâmpla. Pe mine nu mă poate mușca o căpușă sau nu pot să iau bacteria respectivă, eu nu pot să fac un accident de mașină și din păcate vedem că aceste accidente se repetă cu o constanță incredibilă, chiar și la Vatra și în zona noastră, sau de ce nu, chiar tu poți să ajungi să fii traficat de niște nici nu știu cum să le spun că, în niciun caz, calitatea umană nu mai poate exista într-o într -o persoană care ajunge să vândă o altă persoană. Da, în opinia mea, orice greșeală gravă are ca consecință, nu știu, se poate ajunge la deces, la o boală, depinde de situație. Eu sunt adeptul prevenirii, chiar tot timpul încerc să susțin această cauză încerc să spun, îmi spun părerea când se aduce vorba despre acest subiect, le spun că mai bine aveți grijă, uitați-vă acolo, dacă nu sunteți siguri, nu o faceți, dacă știți că puteți interveni pentru a opri acel lucru, atunci dați-i drumul, nu-i lăsați pe alții să o facă. Și legat de traficul de persoane, într-adevăr, trebuie multă grijă, rețelele presupun că deja știu știu cam toată zona, cam tot, tot sistemul pe o zonă, pericolele ce face poliția. Deși sper că poliția și cred că are o bună pregătire și combate acest lucru la noi în zonă, din cauza aceasta nu prea am auzit de răpiri sau de trafic de persoane și mă bucur. Dar de situații ați auzit în care poate vecini rude de ale noastre poate au fost exploatate din punct de vedere al muncii. Au muncit, iar la final nu au fost plătite, indiferent că s-a întâmplat în România sau s-a întâmplat în altă țară. Exemplele la care ne referam noi uh, sunt extreme, dar există și acest tip de exploatare. Nu? Adică orice trebuie luat în considerare. Iar uh, România nu este exceptată de la această regulă și... De ce nu chiar și vatra doar noi. Adică de multe ori avem sentimentul că la noi nu se consumă droguri, la noi nu se întâmplă anumite lucruri. Că suntem mai feriți, că trăim într-un oraș liniștit și că lucrurile rele li se întâmplă altora. Din păcate se întâmplă și aici. Iar de multe ori Tocmai poate, știu, modul superficial în care abordăm anumite lucruri ne pot transforma pe noi în victime. Uh, Raluca, până acum v-ați concentrat mai mult pe această latură uh, socială și, în cazul lui Adelin, uh, pe acel scop umanitar? Da, ne-am axat mult pe cazuri sociale. În schimb, vrem să schimbăm acest lucru. Avem în plan un proiect cu maternitatea. Vrem să strângem fonduri pentru a crea un corp lângă care să separe zona de internare de urgențe, de cei care vin în maternitate. Și am pregătit și noi, vroiam să facem mai departe și un fel de curte, ceva cu flori, să amenajăm noi ceva acolo după ce terminăm. Alt proiect mare, un scopul nostru, ar fi să ne facem o ONG. Cam atât. Și cazurile sociale. Și totuși e E strict necesar să există o formă legală de organizare? Da, este necesar, deoarece avem un nume care ne poate fi foarte ușor furat, avem o siglă care, la fel, poate fi foarte ușor luată de pe poze, de pe afișe, de oriunde, și atunci avem nevoie de o identitate. Și asta presupune ONG-ul. Asta este scopul, plus faptul că putem să accesăm foarte multe fonduri din foarte multe direcții, atât europene cât și din țară și totul devine legal. Adică treceți la un alt nivel. Practic printr-o formă legală. Deja reprezentați ceva. Poate veți avea, nu, o ștampilă, semnătură. Deja puteți intra într-un club al uh, ONG-urilor. Cu siguranță spuneai că sunt și fonduri destinate. Nu pot fi atrase fondurile dacă nu treceți și prin această etapă de a legaliza uh, asociația voastră. Dar e totuși uh, un punct în care, nesperat, nu vă gândeați poate acum un an, că lucrurile vor uh, lua o astfel de întorsătură pozitivă, bună pentru majoritatea dintre voi, și că veți rezista în timp. Domnul Cristi Huțan tocmai spunea că în tinerețea lui a mai existat o încercare de vatra dornei tineret și... Nu numai la nivelul domniei sale, ci multe alte încercări au existat. Voi poate veți reuși chiar înaintea oamenilor de afaceri dorneni care s-au întâlnit, s-au legalizat, după care s-au împrăștiat. Și multe alte asociații care au murit uh, la naștere. Nu cred că va fi cazul vostru. Nu, nu cred, pentru că suntem foarte uniți, și având în vedere că am rezistat atâta timp fără să, să fim, din punct de vedere legal, ok. Am rezistat datorită faptului că suntem foarte uniți. Și atunci, faptul că o să ne legalizăm nu o să schimbe nimic în grup. Pur și simplu o să ne acorde un oarecare statut în societate mai mult și o să ne acorde mai multe posibilități, mai multe oportunități. Cred că au venit foarte mulți, adică cei 60 sunt din toate clasele și din toate generațiile. Există ambiții, există conflicte, există tensiuni sau cineva ar vrea să ia locul domnului Cristi sau funcția Andrei, cam care e atmosfera așa în grup? Din câte știu eu, nu există nimic. Adică toți ne înțelegem foarte bine și eu, eu consider că așa va fi mereu. Adică suntem un grup foarte unit. Inițial, când au venit cei de la școala generală, toți se întrebau de ce am acceptat în grup persoane atât de mici. Dar acum, intrând la liceu, am observat că nu mai este nicio problemă. Adică s-au integrat toți foarte bine și sper să se integreze toți cei care vin din școlile generale, deoarece avem membri și acolo. Câțiva. De asta ați făcut această separare junior și senior, clasele la 9, a 10 și a 11, a 12? Nu neapărat, dar noi fiind mai mari, putem să ne ocupăm de mai multe lucruri. Adică putem și nu vrem să ne atribuim foarte, foarte multe responsabilități, deoarece avem deja destul de multe. Și am zis să luăm noi uh, cazurile mai complexe, da. care ocupă mai mult timp și mai nu știu, mă, trebuie să ne ocupăm mai mult de aceste lucruri, iar ceilalți să, se ocup, să înceapă cum am început și noi iar când vor fi de vârsta noastră să continuă ce, ce facem noi Vlad, până la urmă e o chestiune simbolică nu cred că voi veți reuși să faceți toate acele transformări la maternitate dar practic prin efortul vostru atrageți atenția asupra maternității un loc extrem de important pentru, numai pentru dorna, ci și pentru zona Dornelor Credeți că ceilalți ar trebui să vă urmeze? Mă refer aici în special la mediul de afaceri, Dornan, mă refer la administrația publică locală, de ce nu chiar la Consiliul Județean, prin consilierii județeni pe care noi avem. Da, eu sper să audă de cauza noastră și să ne urmeze. Noi, cât vom mai fi ca grup, vom încerca să strângem până vom strânge acea sumă necesară, chiar și mai mult. Sau cât vom putea, noi vom încerca să ajutăm maternitatea. Orice ajutor este binevenit. Dacă oamenii de afaceri sau autoritățile vor dori să susțină cauza, foarte bine. Noi o să colaborăm cu ei, chiar dorim să colaborăm cu ei, ne ajutăm reciproc și să dăm drumul la cât mai multe cauze de acest fel. Da, dacă în trecut oamenii de afaceri, patronii, managerii de firme se trezeau cu tinerii la ușa lor ca să le ceară sponsorizări pentru balul bobocilor sau mai știu pentru ce alte acțiuni. Acum se, se pot trezi cu voi la ușă cerându-le bani pentru maternitate. E o mică mare diferență, e o transformare radicală chiar. Nu știu dacă se pune problema de a bate la uși pentru a cere bani noi facem un apel la comunitate să ne ajute, dar este decizia fiecăruia dacă o vai face sau nu. Nu cred că s-a pus vreo secundă problema de a merge undeva să cerem bani. Noi, sunt, noi acceptăm și promitem să-i folosim în cele mai bune scopuri, însă nu-i vom cere niciodată. Fiecare alege să facă ce vrea cu deci banii lui. excludeți varianta de a merge, știu eu. Sunt câteva firme mari. Avem Aqua Carpatica, avem Coca-Cola, avem uh, Rio Bucovina, avem uh, grupul Lactalis. Sunt firme foarte mari. Mai sunt și chiar în, în industria lemnului. Cred că voi stăpâniți destul de bine limba română și aveți argumente dacă nu ne ne-a neapărat pentru a vi se da o sponsorizare, măcar de a avea o discuție și de a informa personal pe cei care chiar ar putea să facă diferența, mai ales că în urmă cu vreo 10 ani un fost primar a făcut un astfel de demers cu secția pediatrie a spitalului municipal și a reușit. Și după ce s-a terminat modernizarea saloanelor, firmele, da, a trecut numele firmei, așa au hotărât, au hotărât împreună, pe ușa sau pe peretele salonului pe care l-au amenajat. Deci, de, ce să excludeți lucrul ăsta, că nu veți merge niciodată? Never say never, nu? Niciodată să nu spui niciodată. Nu am spus că niciodată, însă nu știu dacă este un mod foarte bun de a obține fonduri, pentru că nu toată lumea este dispusă să ofere acei bani și nu știu dacă m-aș simți eu personal comod să fiu, de exemplu, directorul unei asemenea firme și să mi se vină la ușă și să mi se ceară acest lucru, dacă sunt interesați, vor să poartă o discuție, vor să afle despre ce-i vorba, suntem dispuși și mai mult decât bucuroși să mergem, să vorbim cu Exact, asta spuneam de informare, măcar să informați, nu neapărat să plecați cu punga cu bani. Da, așa da, pentru că toată lumea merită să știe ce facem noi, pentru că sunt convinsă că nu suntem singuri din dorna care vrem să ajutăm. Eu, dacă și fiind vedete, știi la cine m-aș duce? Poate nu neapărat la oamenii de afaceri, pe aceștia, Vila vouă. m-aș duce la toate primăriile din zona doamnelor și să-i întreb. Domnule primar uh, Viluț uh, Mezdra, primarul Poanei Stampei, domnule primar de la Crucea, credeți că ne, doamnele, doamnele din Comuna dumneavoastră beneficiază de serviciile maternității? Dacă da, deschideți-vă buzunarele. Ce ziceți, domnul președinte? Deja este în uh, acest plan. De a merge la primărie, deja am făcut o echipă care va umbla la primărie în toată zona Dornelor. De acolo vom începe. E un lucru foarte bun, că eu am mai auzit uh, oameni din primăria Vatra Dornei care spuneau, domnule, nu e normal ca doar primăria Vatra Dornei să încerce să modernizeze de spitalul sau, uh, sau secțiile din Vatra Dornei, hai să, să facem acest herupism și cu ajutorul celorlalte administrații. Dar a rămas la nivel de intenție. Deci nu neapărat trebuie să ne ajute lumea cu bani. Nu cerem bani neapărat. Deci noi avem un deviz făcut de un proiectant. Deci ne-ar ajuta foarte mult cu materiale de construcție. Poate repeți Materiali... exact la ce vă gândiți, în ce sens ați putea transforma, că Raluca a făcut-o o scurtă prezentare, poate repeți. Uh, care ar fi lucrările? Lucrările, deci modernizarea unui corp alăturat care să se pare partea în care vin pacienții la consultație de cei bolnavi, ca să nu folosească aceleași toalete, uh -huh. cei bolnavi cu ceilalți care vin la control, trebuie să le mai fac un grup sanitar uh, separat. Și noi trebuie să-i ajutăm să facă acest grup sanitar separat. Nu e o investiție atât de mare, nu? Adică sunt lucruri... de visul care ni s-a dat e undeva la vreo 300 de milioane, dar nu, nu cred eu că va fi chiar atâta dar dacă ne-ar putea și cine ar vrea să ne ajute. Deci cu materiale, cine deci, ar trebui balast, ciment, fier, tot ce ne trebuie pentru ridicarea unei construcții. Și chiar o echipă de muncitori. Cum va a venit ideea cu maternitatea? Să fiu sincer, nu mi-amintesc. Au venit spontan, bănuiesc. Ne-am gândit inițial, totul a pornit de la ideea, ne-am gândit noi odată dacă acel incubator pentru care am strâns noi fonduri cândva a fost adus la Vatra Dornei. S-a -a achiziționat? Da, până la urmă s-a achiziționat, din câte ne-a spus doamna de acolo. Și, nu știu, am vrut să ajutăm ceva, să facem nu doar pentru o singură persoană sau o familie, am vrut să facem ceva la general pentru mai mult. Și ne-am gândit că, cu siguranță, aceasta este o investiție de care va beneficia orașul pe viitor. Da, Vlad, ați avut vreo discuție cu edilii orașului, cu domnul primar, cine știe, la un moment dat, cineva ar putea crede că voi sunteți puși de cineva pentru a-l discredita pe domnul primar, care nu e în stare de la, din bugetul local să, pun, să vină cu o sumă de 300 de milioane să facă, știu eu, un grup sanitar. Adică, în Doarna, Totul se interpretează. Și ar fi păcat ca buna voastră intenție să se întoarcă împotriva voastră, să creadă cineva că, deși am spus-o la început și cu siguranță o să o repetați și voi, sunteți un grup de tineri care nu sunteți implicați politic. Dacă cineva are o convingere, este treaba lui, dar nu se manifestă în cadrul grupului. Am înțeles eu bine? Da, cu siguranță. Nu vrem să ne implicăm deloc politic, deoarece se vor ajunge la concluzii, cum ați zis și dumneavoastră mai devreme, tot ce trebuie să știe lumea este că noi facem asta pentru că ne place și pentru că vrem să schimbăm ceva în bine. Vlad, apropo de ce spuneam Adina, că eu mă gândesc de multe ori ca la așa, două, trei mutări înainte și știind că mulți doar noi ne au o imaginație bolnavă, totul poate fi interpretat. Da, dar vreau să spun clar și să înțeleagă toată lumea să nu fie loc de interpretări. Noi nu vrem în niciun caz să discredităm pe cineva prin acțiunile noastre, ci din contră, dacă am putea colabora, noi chiar am fi foarte bucuroși să facem o colaborare cu autoritățile, cu oamenii de afaceri, cu oricine, pentru a deplini împreună această cauză. Da, și astfel de lucruri împreună Astfel de, de cauze în care mai multe instituții s-au implicat au mai existat. Anul trecut, cred că tot la o astfel de masă, împreună cu domnul primar, domnul viceprimar, părintele Mihai Valică, comandantul poliției, comandantul jandarmeriei, am avut o masă rotundă în care împreună am hotărât și am informat populația că se vor face 10 cutii care vor fi puse în câteva instituții din oraș sau la supermarketuri și vom strânge bani doar pentru cazurile din vatra Dornei și din zona. Adică avem și noi cazurile noastre, cazuri grave. Măcar Dornenii să știe unde merge banul lor. Și a fost o acțiune de, de succes pentru că la finalul lunii venea cineva din partea bisericii și un domn de la uh, un funcționar al primăriei strângea acei bani și cred că a fost mult mai civilizat decât toți cei care intrau, dacă țin minte, Andreea, și la ora la noi. Mai au intrat, am avut o, o discuție chiar ridicolă, de altfel, cu o doamnă care pretindea că strânge bani pentru cineva. Deci, cu o săptămână înainte fusesem informați că să nu dăm bani pentru cazul respectiv. Adică, astfel de, de, de ciudățenii. Deci, Vlad, să înțeleg că doriți parteneriate. Da? Cu ale statului, cu firme aveți un parteneriat, sper că se va concretiza, cum spuneai tu, la nivel legal, da? Parafat. Vă așteptăm, așteptăm cu ștampila, da? Aveți susținerea Orion Media cu sau fără ștampila. Raluca, am văzut că tu ai implicat și în acțiunea de sterilizare și de castrare a cățeilor din Vatra Dornei. Ai realizat cât de greu e și ceea ce, fa ce muncă, la ce muncă grea s-au înhamat cele două doamne, doamna Mirela Gătăi și doamna Roxana Pasat? Mie încă nu -mi vine să cred că sunt doar două doamne care se ocupă de acest lucru, deoarece mi se, fa mi se pare că este o activitate destul de complexă. Pe lângă campaniile de sterilizare, multă muncă este și la deposul de căței. Am fost și acolo, am fost o singură dată și am încercat să ajut cu ce pot, deoarece este destul de dificil, este... sunt niște lucruri pe care eu personal nu le pot face, sunt foarte mulți căței și trebuie să te cunoască de o perioadă de timp ca să te lase să le dai mâncare sau să le cureți adăpostul. Mi se pare o muncă destul de dificilă, într-adevăr. Și dacă ar vrea, ar fi voluntari pentru această pentru această, aceste acțiuni ar fi foarte bine. Dacă ar fi mai mulți voluntari? Mai mulți. Sunt câțiva, dar destul de puțini, în opinia mea. Da, noi, pentru noi reperul este 1989, o Revoluția din România. Cam asta ar fi reperul. Foarte slab ne-am mișcat în ultimii 25 de ani în ceea ce privește voluntariatul, inclusiv la Vatra Dornei. Așa, frânturi, mici insule, uh, Crucea Roșie, cum spuneam, Salvamontul, vdt încercări, destul de, de fir aveau fost acțiunile. Uh, S-a dat o lege, Andreea, anul acesta, legea voluntariatului. Nu există, sau așa ar trebui să fie, nu există ca și tânăr care intră în viață în țări ca Germania, în țări vest-europene sau în Statele Unite, dacă noi ai acest certificat de voluntariat. Acest certificat de voluntariat în astfel de societăți este cartea de vizită. Crezi că e bine că am adoptat o astfel de, de lege și că undeva lucrurile se vor schimba? Da, din punctul meu de vedere. Ideea de a promova voluntariatul și de a-l răsplăti într-un mod, nu neapărat prin bani, pentru că nu cred că se mai cheamă voluntariat din punctul ăla, este ceva, ce, de, ceva de care noi chiar aveam nevoie, pentru că în timp ce restul țărilor fac voluntariat, o fac de la vârste foarte fragede, noi în general facem lucruri doar ca să fim plătiți. Și atunci ar trebui cumva nu să profităm, dar să avem un câștig mai mult sufletește prin faptul că am făcut un voluntariat. Iar acest certificat ne ajută foarte mult în afară, în principal, pentru că în România încă nu a ajuns la nivelul la care să reprezinte foarte mult. Dar este... în cazul vostru, celor 60 și organizația crește în fiecare zi, ar face diferența un astfel de certificat? Pentru că faptele se regăsesc prin... În această perioadă, și la un moment dat, cineva ar putea să vă întrebe într-un interviu pentru o angajare, o bursă în străinătate, ar putea face diferența. Tocmai spunând că ai participat și poți să dai exemple, ai participat la astfel de acțiuni de voluntariat. Ar fi corect? Da, ar fi ar fi mai mult decât corect să facem parte din astfel de acțiuni, în primul rând pentru societatea în care trăim, dar și pentru noi, pentru că ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm, iar la o facultate, la un interviu, pentru o bursă, oriunde, caută oameni care să fie dispuși să facă lucruri și să lase la o parte egoismul de care noi toți dăm dovadă în principiu. Și eu, un certificat de voluntariat, o oarecare experiență, dă dovadă de aceste lucruri. În perioada asta, foarte importantă din viața voastră, perioada de adolescență, cât de mult contează o astfel de, de experiență? Te gândi la Luca sau? Eu zic că este destul de benefic această experiență, deoarece în urma că m-a ajutat în plan uh, personal, dar uh, nu știu, sunt, nu știu, uh, dăm un exemplu foarte bun și celorlalți și probabil o să, eu, o să învețe și ei să facă același lucru ca noi și este foarte bine să încurajăm acel, acest lucru, părerea mea. Deoarece uh, comunitatea câteodată trebuie, comunității trebuie să-i mai dăm un impuls uneori pentru a face bine. Un președinte american spunea, Jeff Kennedy, nu întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți să faci tu pentru țară. Vlad, crezi că sunt doar niște cuvinte goale? Pentru că în România noi de obicei vedem și suntem tot timpul iritați spunând ce a făcut țara asta pentru mine. Da, în general la noi mentalitatea este să tot cerem, să vrem cât mai multe din partea Altora, dar nu ne gândim că și noi la rândul nostru ar trebui să-i ajutăm pe alții, să ajutăm, mai pățesc, de exemplu, unele persoane mă întreabă, bun, tu de ce faci activitatea te duci acolo ca un fraier și muncești sau o ajuți sau așa și bineînțeles nu este, adică nu mi se pare un lucru ok, le zic, nu, nu sunt un fraier poate că așa ești tu când cel stai acasă și vrei să primești totul pe degeaba, eu încerc să ajut oamenii, încerc să ajut comunitatea, vreau să schimb ceva. Și consider că ideea asta ar trebui promovată, deoarece avem nevoie. Până la ce număr credeți că vedete ar funcționa mult mai bine? Adică vor veni toți tinerii alături de voi sau veți fi pe viitor din ce în ce mai selectivi, Raluca? Eu spun că nu trebuie să fim din ce în ce mai selectivi, deoarece orice tânăr poate să-și înceapă uh, o activitate de voluntariat, de exemplu, în cadrul grupului. Oricine poate să intre în grup. Am uh, avut o ședință, o întâlnire cu membrii, membrii grupului, dar nu numai. Au uh, participat și membrii grupului care, membrii care ar vrea să facă parte din grup. Și surpriza noastră a fost când am văzut că au fost destul de mulți. Și toți din uh, clasa a noua și școlile generale, în mare parte. Da, nu pot să spun că chiar toți. Adică încă mai e loc pentru mulți tineri. Da, este loc. Cât, cât sunt voluntari, aici este loc. Așa cum uh, colegii voștri mai mari pe care i-a amintit uh, Vlada Dinaure au plecat la facultate și acolo vor fi... Și ei semință de voluntariat, și cu siguranță vor adera la alte asociații, alte organisme. Și voi veți face la fel. La un moment dat, Andreea, anul viitor va trebui să părăsești și tu uh, grupul, iar alții vor, îți vor lua loc. Da, din păcate, experiența mea cu vdt se va încheia după clasa A12 a 12-a, însă ce știu cu siguranță e că mă voi implica cu cea mai mare dragoste în orice activitate care se referă la ceva ce mi îmi place, ceva ce iubesc, ceva ce vreau să schimb. Și trebuie să recunosc că dacă nu ar fi fost vedeteul, poate că după nu aș fi avut aceeași părere despre a-mi pierde cumva, am petrece timpul o, ating, da. în activități de voluntariat. Și de a socializa cu alți tineri în afara celor colegilor de clasă. Da, am cunoscut foarte mulți oameni prin VDT, persoane pe lângă care treceam prin liceu, dar practic nu le conștientizam prezența și am legat foarte multe prietenii. Cu siguranță v-au ajutat și mulți profesori, dar și băieții de la Salvamont, Raluca. Da, este adevărat. Aș vrea, am vrea noi să mulțumim personal câtorva profesori. Nu care cumva să uiți pe unul, că după aia e supărare mare. Atunci le mulțumim tuturor. Este cel mai bine să le mulțumim tuturor atunci. Mai bine și celor de la Salvamon, dar și Orion Media. Ne-ați ajutat și voi foarte mult. Noi suntem bucuroși că existați și că sunteți niște tineri atât de, de frumoși care vrea o speranță multora dintre noi. Adică nu e totul pierdut și nu e totul pierdut și datorită vouă. Vlad, câți bani ați strâns până în momentul de față și de câți bani ați mai avea nevoie pentru a legaliza acest ONG? Păi noi strângem, știu că avem împărțit pe mai multe categorii, avem proiectul cu maternitate, acolo avem strâns bani separat, strângeri de fonduri separat. Acum mai recent am demarat strângerea de fonduri pentru ONG. După cum a zis și Cristi mai înainte, noi așteptăm implicare și din partea altora, dacă ar dori să ne ajute, dacă nu, noi o să reușim până la urmă de unii singuri, o să ne implicăm și o să luptăm până o să reușim. Nu știu, cred că avem în jur de 500-600 de lei, și sperăm că se mai strâng. Uh, unde puteți fi contactați? Raluca, Andreea? Uh, pe pagină, în primul rând, pe pagina de Facebook. Acolo eu mi-am lăsat și numărul de telefon în caz că vrea cineva să ia co con să mă contacteze personal. Uh, dar uh, pe pagină prea puțin m-au contactat persoane pentru a ne oferi o sumă de bani pentru ONG sau maternitate. În general, ne cunosc persoanele respective și vin sau la, ori la cafenea, ori ne caută prin liceu. La cafenea unde lucrează domnul Cristi ca să înțeleagă lumea că nu e o cafenea la care voi mergeți acolo, e și birou dacă stau să... <laughs> este, da, birou, da? Uh, deocamdată. Poate că veți, cineva o să vă ofere și un spațiu la un moment dat. Uh, Încheiem aici uh, această primă întâlnire. Vom vedea în perioada următoare ce alte lucruri vreți să mai uh, demarați. Sunteți bineveniți în studioul Orion și nu știu care să fie urarea. Aveți voi un uh, moto, un slogan, o, o urare, Raluca? Roșu înseamnă speranță. Roșu înseamnă speranță. Uite, avem și o masă aici roșie și roșu nu este o culoare confiscată a vreunui partid politic, este tot o culoare care la vatra doarnei, se identifică cu VDT-ul. Dragii mei, mult succes! să fiți sănătoși și să aveți același entuziasm și să continuați, nu numai să faceți ceea ce faceți, că faceți bine, dar la fel de important, poate și mai important, este să îi inspirați pe oameni. Fie ei mai tineri ca voi sau, de ce nu, mulți adulți care poate încă stau într-o încremenire, într-o amorțeală. Sunt convins că inclusiv acest interviu i-a mai dezmorțit. Le mulțumesc celor de la VDT, lui Cristi, Andreea, Raluca și Vlad și, așa cum închei eu de fiecare dată, să auzim numai de bine.